E o decizie inumană, spune Adrian Mutu, după ce FIFA a hotărât că briliantul trebuie să plătească peste 17 milioane de euro celor de la Chelsea. Mutu nu are de unde să dea acești bani, a precizat și Victor Pițurcă la reunirea de azi a Naționalei pentru meciul cu Letonia, meci transmis miercuri de la 20 și 45 de minute în direct la Antena 1. E o sentință injustă, inumană, după părerea mea, și voi face recurs. Nu consider că e corect și nu consider că am făcut ceva ca să plătesc această sumă. Adrian Mutu zice că se va lupta cu FIFA pentru a nu fi nevoit să le plătească celor de la Chelsea cele 17,2 milioane de euro, așa cum a hotărât Federația Internațională în urma scandalului cocaina. După ce dinamovistul Borcea a propus ca oamenii importanți din fotbalul românesc să strângă banii pentru Mutu, românul de la Fiorentina îi anunță pe toți să-și țină banii în buzunar. Un lucru important, ca să spun așa, pentru mine, dar nu le mulțumesc, dar nu am nevoie. Selecționerul Pițurcă e îngrijorat. Decizia îl afectează pe Mutu. Ești amendat cu 700 milioane, ar trebui să te afecteze, însă eu nu cred că situația va rămâne așa. Nu cred că Mutu are avea de să plătească acești bani. Sunt supărat, nu cred că este decizia corectă. Doar decizie, nu e nimic irevocabil sau așa mai departe, deci mergem înainte.